videoclipul de astăzi vom realiza aceste inimioare din hârtie, foarte simplu de făcut. Vă voi arăta cum să realizați două modele din aceste inimioare, adică unul așa și unul așa. Dacă doriți mai multe tutoriale pentru inimioare din hârtie, găsiți cred că cel puțin 5 videoclipuri cu tutoriale pe canalul de YouTube Simplu de Făcut. În plus, găsiți și tutoriale pentru semne de carte în formă de inimă, dacă doriți să faceți cadou cuiva. Să începem! Materiale necesare pentru proiectul de astăzi sunt o coală de hârtie pătrată, poate fi de orice dimensiune, la fel și inimioara, va ieși ori mai mică, cum este aceasta, sau puțin mai mare, cum este aceasta. Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să țineți hârtia în formă de pătrat, să aduceți marginea de jos peste marginea de sus, să le aliniați și să presați în acest fel. Desfaceți ce ați îndoit. Marginea aceasta de jos o vom îndoi cam jumătate de centimetru în interior, în acest fel. Marginea de jos, astfel îndoită, o aducem peste marginea de sus, având grijă să se alinieze cele două, și presăm. Întoarcem forma cu partea care se desface în jos. Colțul de jos îl aducem la marginea de sus, în acest fel. Vom face la fel și cu celălalt colț. Și vom ajunge la această formă de triunghi. Întoarcem triunghiul cu acest colț în sus. Colțul îndoit îl vom aduce spre marginea din exterior și presăm. Vom face la fel și cu cel de-al doilea colț. Desfacem. Vom lua colțul triunghiului și îl aducem în interior până la linia din mijloc a triunghiului delimitată de îndoitură, în acest fel. Facem la fel și cu celălalt colț. Și vom ajunge la această formă. Prin această deschizătură vom introduce aceste colțuri pe care le-am îndoit. Cam așa. Vom face la fel și cu celălalt colț. Mai avem aici două colțuri pe care la fel le vom îndoi foarte puțin în interior. Dacă întoarcem forma pe partea cealaltă, va arăta așa. Iar acum urmează să suflăm prin această deschizătură. Pe aici. După ce suflați, cam așa va arăta forma și va trebui să apăsați foarte puțin partea de sus. Și inimioara este gata! Pentru cea de-a doua metodă vom avea nevoie la fel de o coală de hârtie pătrată, nu contează ce dimensiune are aceasta, și vom începe prin a îndoi marginea de jos peste marginea de sus. Desfacem, aducem cu partea aceasta orientată în sus și în jos și din nou
marginea de jos o aducem peste marginea de sus. O vom ține cu partea care se desface orientată în jos. Aducem colțul acesta de jos până la marginea de sus și presăm, având grijă să se alinieze cu linia din mijloc. La fel vom face și cu celălalt colț. Întoarcem cu acest colț în sus. Colțul îndoit îl vom alinia cu linia din exterior și presăm. Facem la fel și cu celălalt colț. Desfacem. Colțul triunghiului îl aducem către linia din mijloc și presăm. Vom face la fel și cu celălalt colț. Iar colțurile acestea care se desfac le vom introduce pe aici și presăm. Din nou vom sufla prin această deschizătură. Aceasta este forma la care vom ajunge și vom apăsa puțin. Pe marginea acesteia. Și așa vor arăta cele două inimioare. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube, simplu de făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.